Sunt pe locul al doilea în topul celor mai frecvente tipuri de infecții după răceală și afectează milioane de persoane din întreaga lume, cu precădere femeile. În medie, una din 5 femei și unul din 10 bărbați suferă de infecții ale tractului urinar. Predispoziția femeilor este dată de anatomia aparatului urinar, diferită de cea a bărbatului. Uretra mai scurtă, germenii ascensionează mai ușor, de la o uretrită ajungi la o cistită, de la o cistită ajungi la o ureterită, la o pielită, la o pielonefrită și așa mai departe. Bărbatul având o uretră mai lungă, mai multe curburi, se lipesc mai greu de infecții urinare. Asta nu însemnează că nici bărbatul, sigur, nu intrăm în detalii, dar femeile în principiu sunt mai predispuse la infecțiile urinare și în special la cele necomplicate. Există 3 tipuri de infecții urinare. Primul tip este cistita, cel mai întâlnit și afectează aproape în totalitate femeile. Cel de-al doilea tip de infecție urinară este uretrita și apare atunci când agenții patogeni nu trec de uretră. Pielonefrita, o formă mai gravă de infecție urinară, reprezintă inflamația bazinetului și rinichilor. Aceasta apare de regulă în urma infecției cu o bacterie, de cele mai multe ori fiind o complicație a cistitei netratate sau tratate incorrect. O toaletă cu o igienă deficitară, un mediu infectat, o manevră sau o manoperă urologică, dacă vreți, cateterismul uretral, de exemplu, da? În care porți o sondă, ia că ai șansă să faci să dezvolți o infecție urinară, scăderea imunității și așa mai departe. Cam astea sunt în principiu... Medicii atenționează că atunci când la urinare apare usturime, să nu vă tratați acasă cu ajutorul unor leacuri băbești, ci să apelați la un specialist. Mai multe informații din domeniul urologic aflați joi seara, începând cu ora 19:15, în cadrul lecției de sănătate.